Cindy a spus adevărul despre nominalizarea lui Albert din Consiliul de Aseară de la Survivor România. Războinica s-a numărat printre cei care l-au votat, aceasta i-a spus Rominei motivul pentru care a ales ca votul ei să meargă și de această dată tot către Albert. Cindy este una dintre cele mai noi concurente din echipa războinicilor la Survivor România. Aceasta are un parcurs ascendent, însă strategiile concurenților mai vechi o influențează pe războinică. La Consiliul de nominalizare de aseară, Cindy a decis să-l voteze pe Albert pentru a doua oară. Primul joc de imunitate al săptămânii a fost pierdut de războinici, astfel le-a revenit decizia de a propune un concurent din echipa lor spre eliminare. Albert a fost nominalizat pentru a doua oară consecutiv. Săptămâna trecută, Albert a ieșit favoritul publicului, astfel a fost salvat de la eliminare, în ciuda deciziei cu echipierilor săi. Când am aflat că toată lumea îl votează pe Albert, am zis că oricum ar fi șapte voturi contra unui singur vot, nu am cum să-l salvez. Oricum nu era acum de salvat și am decis să-l votez tot pe el, a dezvăluit Cindy. Războinica i-a spus cu echipierei sale că nu a fost influențată de ceilalți colegi din echipă. Nu am fost influențată de nimeni, dar dacă toată lumea așa a votat, am votat și eu la fel, pentru că, cum am zis, votul meu nu ar fi schimbat nimic și să nu uităm că el este un pic așa mai ciudățel, a spus Cindy.